slăvit să fie Domnul Iisus! Amin! Prin harul lui Dumnezeu, și eu și dumneavoastră putem astăzi să stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea Sfântului Său Cuvânt. Mărească-să numele Domnului! E o minunăție să putem asculta Cuvântul Sfânt. Lucrul acesta ne aduce beneficii. În primul rând, cuvântul pe care l-ați auzit vă sfințește, a spus Iisus. În a doilea rând, cuvântul este aducător de viață. Și unde nu-i viață, el poate da viață. În al treilea rând, cuvântul pe care noi îl citim cu credință mântuiește suflete. Mărit să fie Domnul! Glorie Domnului Iisus! De aceea este foarte interesant să ne uităm puțin în urmă și să-l vedem pe Apostolul Iubirii, pe Ioan. Cum Duhul lui Dumnezeu i-a îndreptat lui gândirea și mintea, în timp ce Evanghelistul Matei merge pe o spiță de neam și vine de la Avram până la Iisus. Luca merge și el pe o spiță de neam, dar el începe și ajunge până la Adam, Fiul lui Dumnezeu, ca să facă un oarecare egal între Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Adam, Fiul lui Dumnezeu. Dar Adam, Fiul lui Dumnezeu, a fost numai un duh sau numai un suflet viu, dar n-a putut da viață. În schimb, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost făcut un duh dătător de viață. Glorie Domnului. Și cu cât e mai superior un duh decât un trup de carne, cu atât și cu mult mai mult încă, îi mai superior Iisus, al doilea Adam, decât primul Adam. Dar Ioan nu merge pe spițe de neam, ci el, prin Duhul, pătrunde peste veșnicii, până acolo încât, așa cum zice el aici, cum ați auzit citit de către prea iubitul frate Andrei, la început era cuvântul. Ce taină, ce adâncime de gândire, ce descoperire dumnezeiască în mintea unui om. Priviți în taina minții fiecăruia și uitați-vă ce era atunci, cum zice un poet, atunci când nimic nu era, când tot în beznă se zbătea, cum fu făcut atunci pământul și cine-i puse așezământul? Iubirea! Iubire minunată ești, din căi pierdute ne găsești iubire! Glorie Domnului! Lăudați să fie Domnul! Deci iubirea a fost aceea care de la început
a lucrat într-un scop pe care nimeni nu-l putea bănui. Și scopul era iubirea de oameni, până când oamenii nu erau. Măriți să fie Domnul! La început era cuvântul. Atunci când Dumnezeu a îngăduit în întunericul, fără nicio lumină, când totul se zbătea, când apele, tulburi, se zbăteau între ele ca să aleagă pământul din ele, atunci când Duhul lui Dumnezeu plănuia să mișca pe deasupra, părea că nu-i nimeni, dar la un moment dat, cel ce se numește Eu Sunt a fost prezent. La început era cuvântul, o minunăție. Despre începuturile acestea mai putem citi în cuvântul lui Dumnezeu cel puțin în două locuri. Dar să luăm prima dată Iov, capitolul 28. Și să citim de acolo ceva despre acest început de care ne vorbește Ioan, că nu era nimic decât întuneric. Auziți ce zice Iov 28 cu versetul 12 începând. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locul priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul. Ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul, zice, nu este la mine. Și marea, zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argintul, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe aurul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul. Nu se poate schimba cu un vas de aur curat. Mărgeanul și cristalul sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locul priceperii? Este ascunsă de ochii muritorilor, de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea, zic, noi am auzit vorbindu-se de ea.
Dumnezeu îi știe drumul, îi cunoaște, El îi cunoaște locuința, căci îl vede până la marginile pământului. Zărește totul sub ceruri, când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii, când a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temelii și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea. Slăvit să fie Domnul! Proverbele lui Solomon ne vorbesc și ele despre înțelepciune și această înțelepciune îl reprezintă pe Iisus, mărit să-i fie numele. Obârșia înțelepciunii în capitolul 8 cu 22. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu erau încă nici pământul, nici câmpii, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare peste fața dâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotogolul pământului și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Acum, dacă ne întoarcem înapoi, să vedem, la început era cuvântul. Vedeți acum cum l-a gândit în mintea lor și cum l-a descoperit Duhul Sfânt în mintea lui Solomon și în mintea lui Iov, celor mai înțelepți oameni pe care îi avem în Biblie. Cum a descoperit Dumnezeu, așa încât la un moment dat spune Dumnezeu a găsit-o. Dumnezeu a găsit-o fiindcă El vede peste tot. Dumnezeu a găsit-o și apoi a pus-o la încercare. Și încercarea a fost că a luat-o ca meșter în construirea întregului univers, glorie Domnului. Până când nu erau ceruri, eu eram de față. Până nu era pământ, eu eram de față. După ce au fost pământ, au fost adâncuri, goale, hăuri, de zeci de kilometri de adânci.
dar nu era un izvor de apă. Și când a făcut Dumnezeu să cișnească cu putere izvoarele și a dat drumul mării din unde era ea ținută de Dumnezeu, el era de față. După ce a fost pământul, după ce s-a adunat pulberea din vâlul apelor, cum este scris în Sfântul Cuvânt, că Dumnezeu a scos pământul din ape și cu ajutorul apelor. Deci, bătându-se apele, s-a ales pulberea, s-a format pământul, s-a format stâncile, munții, dealurile, hăurile adânci. Atunci eu jucam înaintea lui Dumnezeu pe rotogolul pământului. Și aici ne arată pământul, era rotund, rotogol, ca o minge. Mărit să fie Domnul! Așa le-a creat Dumnezeu pe toate, dar meșterul era Iisus. La început era cuvântul. La început, până n-a fost nimic, era cuvântul. Și cuvântul acesta ne spune Sfântul Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, adică s-a unit cuvântul cu Dumnezeu, s-a unit înțelepciunea cu Dumnezeu și au lucrat împreună, fiindcă înțelepciunea îl reprezintă pe Iisus ca și cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu. El însăși era Dumnezeu. La început era cuvântul, apoi cuvântul era cu Dumnezeu și în cele din urmă cuvântul era Dumnezeu. Aceste trei etape ne descopere cum adică dumnezeirea s-a format. Duhul lui Dumnezeu era cel ce veghea. Dumnezeu Tatăl era cel ce căuta și a găsit înțelepciunea. Găsind înțelepciunea, a pus-o la încercare, a pus-o la lucru și a văzut ce minunăție a devenit meșterul, constructor a întregului univers, până când nu erau stele și soare, până nu erau ceruri, fiindcă în Genesa 1 zice, la început Dumnezeu a făcut cerurile, dar în Proverbe și în Iov ne spune, până nu erau, această persoană era și persoana aceasta e Iisus, glorie Lui. Ce adâncă gândire în capul profetului și omului lui Dumnezeu care a stat rezemat pe pieptul lui Iisus la cină. Cum a împărtășit El din înțelepciune, a primit din plin, cum s-a citit în versetul ăsta mai de sus, 16, și noi am primit și har după har. Ioan a primit din plin, mult mai mult decât eu, mult mai mult decât dumneatale care mă asculți, mai mult decât noi toți, că noi toți ne gândim la scrierea lui Ioan și foarte puțin putem pricepe taina scrierii lui. Prin urmare, el a primit mult har, har după har. Binecuvântat să fie Domnul, căci nu l-a dat tot la unul, ci ne-a dat și nouă la fiecare. Harul mântuirii, harul credinții, harul Duhului Sfânt, harul rugăciunilor,
harul cercetării Scripturilor, harul nădejdii în viața veșnică, harul sănătății, harul auzului, a văzului, a vorbei. Doamne, har după har și mai mult, ne-a cuprins prin har să fim mădulare ale trupului lui Hristos. Glorie lui! Amin. Ce minunăție mare! Apoi cuvântul Domnului ne spune în continuare. El era la început cu Dumnezeu. Deci se vede că atunci, la începutul începutului, nu era întru totul una. Când Dumnezeu l-a găsit, l-a pus la încercare, a văzut priceperea, înțelepciunea și atunci s-a unit și atunci a devenit Fiul lui Dumnezeu. Și purtătorul de cuvânt a științei Tatălui, glorie Lui. De aici încolo pricepem Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, înțelepciunea, cuvântul care e Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt și cei trei una sunt în lucrarea lor. Mărească-se numele Domnului! Dar totul se bazează acum pe înțelepciune și pe această mare persoană numită de noi Iisus Hristos Domnul. Cum zice aici, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. La început a fost întuneric, totul se zbătea în întuneric, dar a apărut lumina și lupta dintre lumină și întuneric a fost câștigată de lumină și această lumină îl reprezintă tot pe Iisus. Mărească-i să numele, așa cum scrie în Genesa 1, Dumnezeu a zis să fie lumină. După atâta haos, după atâta întuneric, după atâta zbatere, până când să se aleagă totul, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dar lumina asta n-a fost lumină de la lună. N-a fost lumină de la soare, n-a fost lumină de la stele, ci asta a fost lumina lumii, asta a fost lumina întregului univers. Și apoi, cu lumina aceasta, a început să se facă totul. Și lumina aceasta e adevărata lumină venită în lume, e Iisus. Glorie Lui! Laudă Domnului Iisus. Nu există o altă persoană, nici în cer, nici pe pământ, care să-i poată fi asemenea. El este Cel de la început și Cel de la sfârșit, Alfa și Omega. Toate s-au început în El și toate culminează în El. Glorie numelui Său! El a început cu înțelepciunea Lui, cum a făcut cerurile, cum a fixat pe ele stelele, luna, soarele,
cum a rânduit vremurile și prin el s-au făcut și veacurile, veac după veac, adică sută după sută de ani. El le-a plănuit pe toate. Noi trăim într-o sută de ani, într-un veac plănuit de el. Istoria veacului nostru, el a calculat-o, el a împărțit-o pe ani, pe luni, pe zile, pe ceasuri. Și noi numai o trăim, noi nu facem istorie. Istoria e scrisă de la început, că prin el s-au făcut veacurile. Glorie lui! E mare lucrul acesta. Și acum, noi ca oameni, suntem chemați de Dumnezeu, suntem chemați de această mare persoană, Iisus Hristos. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă sufletilor voastre, fie slăvit numele Lui. Dar cine vrea să vină, calea e deschisă. Până la Iisus, calea era închisă. În calea către rai stătea un herovim cu o sabie învăpăiată. În mișcarea aceasta, văpaia cuprindea întregul drum și nimeni nu putea trece pe acolo. Dar a venit Iisus slăvitul și a intrat în focul lui Dumnezeu. A intrat în văpaia aceasta și astfel a dat la o parte stavila aceasta din drumul către rai și a deschis ușa tuturor. Glorie Domnului! Cine vrea poate să vină. El, cel de la început și cel din urmă, te cheamă, iubit ascultător, iubit frate, scumpă soră, te cheamă azi, lasă-ți ale tale, lasă lumea, lasă mândriile, lasă haine, lasă bogății, îmbogățește-te în Domnul și în puterea tăriei Lui, că El a venit să ne izbăvească, El a venit să ne ia de mână, din stricăciunile, poftele, gândurile și din tot ce-i murdar, să ne scoată la lumină, din întuneric, glorie Lui! În felul acesta, tu numai dacă vrei, numai dacă vrei, fiindcă uite ce zice mai jos cuvântul, nu era, vorbind despre Ioan, nu era el lumina, el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind din lume, dar dacă omul vrea, el era în lume și lumea a fost făcută prin el. Dar lumea nu l-a cunoscut și lumea nu-l cunoaște nici astăzi. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Auzi ce drept îți dă Iisus? Auzi ce drept îți dă cuvântul ăsta care era la început? Auzi ce drept îți dă înțelepciunea asta mare care a creat totul? Îți dă dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu, dar nu te poți face oricum, într-un singur fel. Auzi ce zice mai jos. Născut nu din sânge, adică până împreunarea unui bărbat cu o femeie,
născut nu din sânge, nici din voia firilor, că cineva vrea el să se facă călugăr, că vrea el să se facă preot, că vrea el să se facă pastor, că vrea el ceva, nu din voia firii. Asta nu mere pe nicio altă cale, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Glorie lui Iisus! Numai cei născuți din Dumnezeu pot deveni copiii lui Dumnezeu. Ești tu născut din Dumnezeu? Ai tu protecția sfântă? Ai tu Duhul Sfânt? Te înștiințează, te mână, te adună, îți vorbește, te ocrotește în nevoi și în necazuri. Unde stai? În lumină sau în întuneric? Iisus te strigă, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Un evanghelist din nordul Moldovii, trecând odată pe aici, pe la noi, ne-a povestit de o rudă de-a lui, că s-a tocmit cu cumnatul său, că era sărac și cădea șura, grajdul, și n-avea bani să-l facă. Și cumnatul lui, bogat fiind, a zis, mă, eu-ți fac ție șura, grajdul, să-l fac eu. Nu-mi trebuie nimic, facem un târg. Eu plătesc și-ți fac grajdul și șura, dar tu, din săptămâna asta, joi, adunare, începe și vine la adunare, că el nu merea la adunare deloc. Și un an de zile să vii la adunare. Și eu îți fac sălajele. Și omul a zis foarte bine. N-a lipsit nicio joie, n-a lipsit niciodată când era adunare, nicio duminică. Dar când a fost la anul, în joia în care a târguit, s-a sculat în picioare și a zis, dragii mei oameni, eu am avut un târg pe un an de zile să viu la adunare și am venit. Acum mi-a expirat târgul să nu mă mai așteptați. Și ăsta a rămas cu șura făcută. Așa că nu poți face copil al lui Dumnezeu din voia cuiva. Nu poți face copil al lui Dumnezeu cu bani. Nu poți face copil al lui Dumnezeu cu lucruri pământești. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie născut din Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Că ești preot, că ești pastor, că ești predicator, asta e nimic tot. Asta nu te bagă în rai. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, să fii cerșitor în drum și ajungi în rai. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci stă bine, stă bine la altar, stă bine la amvon, stă bine să cânți, atunci stă bine să postești, atunci stă bine să te rogi pentru tine, atunci stă bine să te rogi pentru alții și ești ascultat, dar caută să fii copilul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Și acesta atunci e har după har. Mărit să fie Domnul. Amin.